Ho! Sărbători fericite! Mă rog, sărbătorile stau să vină. Silviu Munteanu suntem la Silviu Munteanu și prietenii tăi, suntem la Radio 7 pe 103.4 FM, suntem și live pe Facebook și suntem într-o seară de decembrie, o seară ploioasă. Sfârșit. Trebuie să facem contextul ăsta. Mie întotdeauna mi se pare că, sau pe măsură ce înaintez în vârstă, mi se pare că încerc să evit cacofonia. Contextul este foarte important. Laurențiu Gheorghe este din nou în vastele studiouri Radio 7. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Salutări tuturor celor care ne ascultă și ne urmăresc pe ochiul magic al Facebook-ului. Mă foarte bucur că ai venit. Contextul de care spuneam este următorul. Am acest exercițiu de imaginație pe care îl tot îmi pun în practică aici la microfon cu diversi oameni pe care îi chem. Să ne imaginăm că undeva peste 100 de ani cineva vrea să afle ceva despre această perioadă, da? Și noi ne găsim aici în Bercenul Profund, în capitala București, la marginea după Orientului. Blocuri, noi suntem exact cei de după bloc. Cei de după blocuri, care spunem ceva despre această perioadă, despre acest an. Suntem la sfârșit de 2019. Tind să spun, băi, wow, ce an a fost ăsta. După vârstă, cam tind să spui după fiecare an, bă, ce an a fost ăsta. Unul dintre prietenii mei, care e profesor la universitate din America, a pus pe Facebook mesajul ăsta. Este ultimul examen din această decadă. Dar lumea s-a grăbit să spună, ești la pensie, pleci. Deci nu, se termină decada. Suntem în 2019, decembrie. Se termină o decadă. Deci cumva 2019 are un avantaj sau un dezavantaj. El și rezumă 10 ani. Da? Sunt 10 ani. 2010, 2009, 2019. Se încheie o decadă, cel puțin așa calendaristic. O decadă în care cred că ar putea fi numită o decadă confuziei. O, da. O decadă care pare a nu merge nicăieri și pare a nu merge nicăieri nici pe plan local, nici pe plan general. Aș putea spune că asta, fie vorba între noi, e un motiv, poate un pseudomotiv de bucurie. Da, suntem aliniați complet la mersul lucrurilor din lume. Alienați complet. Nu. Sau alienați. Suntem în sincronicitate absolută. La fel, suntem la fel de confuzi cum sunt toți confuzi și poate că ăsta e un semn al, cum să spun eu, al globalizării, al cosmopolitizării lumii în care noi trăim. Pe de altă parte, bun, dacă ar fi să vorbim despre decada, am avea multe de vorbit. E o decadă în care s-au întâmplat extrem de multe lucruri, s-au schimbat foarte multe lucruri. România a ajuns dintr-un punct în alt punct, din toate punctele de vedere, social, economic, politic, cultural, academic, demografic. Și noi am mai îmbătrânit cu 10 ani. Da, noi contăm mai puțin în acest vârtej al istoriei, dar dacă ne-am oprit doar la anul 2019... Cred că sunt multe lucruri care s-au întâmplat în 2019. Sincer să fiu, pe măsură ce trec anii, îmi vine din ce în ce mai greu să selecționez evenimentele importante. Pentru că de la un moment dat încolo simțul tău critic fie se ascute, fie se tocește. Dacă se ascute, atunci îți dai seama că puține sunt evenimentele cu adevărat remarcabile. Dacă se tocește, nu mai contează. Dar apare acest sentiment de saturație, adică ți se pare că anul ăsta e ca anul de dinainte și ca anul de mai înainte. Acum, bun, anul ăsta are niște repere totuși importante. Da? Au avut loc alegeri, s-a întâmplat ceva. Măi, dacă stau să-mi aduc bine aminte, cred că prin martie sau aprilie, parcă, Marea Neagră a fost foarte generoasă cu noi, dăruindu-ne niște pachetele de cocaină de 1 miliard. Asta vreau să spun, în siajul realității, ca să citesc un celebru președinte al României care tocmai a fost intervievat de același om care l-a intervievat în 1990 de la aceeași agenție de presă din aceeași capitală, deci în acest siaj al realității, da, ne-am globalizat, suntem placă turnantă a comerțului global, facem parte, eu spun onorant, din, să spun așa, fluxurile civilizaționale care ne conectează cu Wall Street-ul, cu City-ul londonez, cu La Défense în Paris, și de-abia aștept să se facă și în sfârșit pe Dâmbovița, da, acel test faimos care s-a făcut pe râul Po, cred că pe râul Po în Florența, când au vrut să vadă ce se consumă. Și au luat mostre de apă. După ce apa... S-au mai luat la niște... cum se numesc? Niște cămine studențești. Da, sau luat din aer. În căminele, mi se pare că eram atunci acolo, în Roma s-a întâmplat asta, eram atunci acolo. Deci și foarte multă cocaină în aer, da. Și au luat în pisoarele din Parlamentul Italian. Deci au pus în pisoare, da, unde se așa, au pus niște teste de-astea. Ce a ieșit a fost senzațional, pentru că oamenii nu-și dau seama, dar substanțele astea nu dispar. Nu, intră în corpul tău și ies din corpul tău. Și atunci ei au putut să estimeze consumul real de cocaină pornind de la măsurătorile pe care le-au făcut în apă, în apa râului. A ieșit ceva incredibil, deci a ieșit cu un factor de mărime de 3 sau 4 peste estimările poliției și așa mai departe. Bun, acum revenind la generozitatea Mării Negre, intrăm într-o companie foarte selectă, împreună cu Oceanul Indian, cu Caraibele, cu știu exact ce spun, Atlanticul, cu insulele Canare, în care oceanul oferă o ofrandă populației autohtone. Nu numai la noi a ajuns ofranda, a ajuns și pe plajele din Bulgaria, pentru că vorba aceea, românul-i frate cu bulgarul și vice versa. Și gurile rele spun că ce s-a pierdut este o pătrime din ce era. Am înțeles, pe surse. Pe surse. Dumnezeule. Acum, ce pot să vă spun? Sursa principală tocmai și-a pus cenușa în cap și a renunțat să mai publice aceste acuzații. Există un jurnalist care a făcut o serie de acuzații cu privire la cum s-a întâmplat acest lucru și cine e în spatele. Și dintr-o dată s-a făcut liniște. E pentru prima oară, cred, când acest jurnalist, care nu e chiar, să zicem, cel mai temător jurnalist cu putință, a retractat. Bun, a dat jos de pe site cele două articole. Uite, și... nu știam asta. Da, a fost obligat și a cerut scuze cititorilor într-o formă foarte voalată. El a făcut o serie de acuzații extrem de grave. Și într-un fel sunt de bun simț, pentru că, știți, este un secret pe care îl știe toată lumea. Nu poți să faci ceva la nivelul ăsta ca simplu cetățean sau ca simplu infractor. Adică e greu de crezut că cineva poate să mute o tonă de orice ilegal fără să nu știe nimeni că se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci, normal că, jurnalist fiind, și-a pus și el niște întrebări, că vorba aceea, sigur că neuronul e stingher, dar se mai întreabă și el din când în când, așa, de ce existăm, ce este viața, ce este lumea, care-i sensul vieții. Și când a mers pe linia întrebărilor, a ajuns undeva foarte, foarte, foarte sus. Aș putea să spun la rațiunea de existență, poate a statului român, ceea ce e grav, gravisim. Asta nu este Consiliul Suprem de Apărare? Acolo pe undeva. Ok. E o chestiune pe care... Acel stat paralel. Nu, ăsta nu mai e stat paralel. Noi suntem un mini-stat pe lângă el. Și asta îți dă o senzație ciudată. Știi de ce? Pentru că, deci se încheie o decadă, să zic așa, o triadă de decade, 30 de ani de la Revoluție, 2019, vine acum 22, da? 21-22. Cine a tras? Chi atire. Era o glumă. Chițac. Cum se spune? Cine a tras în noi în franceză? Chițac. Cred că să-l odihnească Dumnezeu în pace pe generalul cu același nume. Da, au trecut 30 de ani de la Revoluție. Noi suntem o generație care ieșim din peisaj, generația noastră, nu? Am ajuns deja în momentul în care avem copii, ne gândim că vorba aceea, pensia! Vine o generație nouă. Nu știu despre pensie, da. Care s-ar putea să nu mai existe. Da. Apropo. Și iată, la 30 de ani după Revoluție, noi avem chestia asta în care, bun, ne-am globalizat, dar ne-am globalizat fix cum nu trebuia să ne globalizăm. Adică, bun, speram și noi să intrăm în fluxul general de, nu știu, tehnologie de înaltă tehnologie, da? Speram să facă ăștia contrabandă cu chipuri, da? Speram să fure spionii în alta tehnologie, software a României. Nu se întâmplă chestia asta. Și ce să vezi, da? Fură și nici ei săracii nu mai zice ce să mai fure. Da, ne trezim cu chestii de genul ăsta. Pe de altă parte, pe de altă parte este interviul cetățeanului președinte, nu? Citoyen prezident, un interviu pe care l-aș cum să spun eu, i-aș îndemna pe ascultătorii noastre să-l citească, indiferent ce părere au despre acest cetățean președinte, pentru că acest cetățean președinte rezumă, fiind un personaj cheie al evenimentelor din 1989, rezumă un plan pe care ei l-aveau. E acolo în plural la un moment dat. E foarte interesant. Adică noi suntem un pic orbiți de ură și anul 2019 cred că este un vârf într-un anumit sens, da? Pentru că mai avem 1990. Adică imaginează-ți că există cineva în România care a făcut un site care bănuiesc încă există, care se numește samorilescu.ro. Ok. Da, bun. Unde există cineva care are un site pe care scrie găleți de țâțe. Poate să fie că mie îmi place. Mie îmi place realmente. Chiar îi fac reclamă. Deci căutați acest site. Eu să mă uit, da. Găleți de țâțe. Mai era FBI, era Federal Boobs Investigation plus TV. Da, și cred că după mineriade, deci după momentele alea care erau absolut dramatice, 13-15, Târgu Mureș, niște chestii groaznice, bun, imediat după Revoluție, cred că 2018 și 2019, da? Era în crescendo, din 2016 vine, da? Manifestațiile acelea din Piața Victoriei și așa mai departe, culminează cu o polarizare radicală între noi și ei, bunii răi, boșorăgii fără dinți care sunt susținuți sau sunt antipreședinți și tinerii frumoși și liberi. Tefeliștii, cum se spunea, da? O polarizare complet aberantă, care... De tip rezist, da? E aberantă, că boșorăgii fără dinți sunt părinții tăi, nu sunt părinții al cuiva și tefeliștii sunt copiii tăi, nu sunt copiii al cuiva. Bun, ok. Să zicem că e foarte important să menținem distincții de-astea mai mult sau mai puțin activiste sau însuflețitoare pentru o luptă până la capăt, dar iată că am ajuns la chestiuni de genul foarte grave în care se cere dispariția unui partid politic. Păi, fraților, dispariția unui partid politic, nu știu, până și tovarășul Nicolae Ceaușescu, am citit de curând o stenogramă a unei discuții pe care o are după, deci noaptea în ziua de după instaurarea stării de urgență, legii marțiale în Polonia, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întâlnește cu tovarășii din birou executiv, sau cum se numea atunci, CEPEX, al CC, al PCR. Și începe o discuție legată de ce se întâmplă în Polonia, cum să se poziționeze, și tovarășul Nicolae Ceaușescu începe și se spune, domne, nu e bine să existe un singur partid. Iată, în Cehia sunt două, în Ungaria sunt trei, trebuie să... Cetățenii care nu sunt în Partidul Comunist trebuie să mai existe încă un partid. Te echilibrezi balanța, da. Deci iată că tovarășul Nicolae Ceaușescu, dictator și sinistra sa soție, Iată că el gândește că, domnule, nu poate să existe un singur partid, trebuie să existe mai multe forțe politice care să... Cetățenii trebuie să se implice în politică. Ok, bun. Și noi ajungem în 2019 să vorbim despre eliminarea unui partid de pe scena politică a țării. Măi, dacă ți-aduci bine aminte, în 1990 au existat chiar divorțuri pe oamenii care votau cu FSN, cu Iliescu, da, versus... Da. Acum am ajuns, mai am foarte buni prieteni cu care nu mai pot să vorbesc, jur, cu părere de rău spun asta, pentru că au început să aibă discursul: dacă nu avem aceeași opinie, bă, ești împotriva noastră. Bă, stați un pic. Aș vrea să fac puțină dreptate, deci puțină dreptate în opinia mea. Președintele Cetățean a venit cu o idee. Bun, nu știu dacă era de bună credință, dar a venit cu o idee. Ideea lui era așa: fraților, hai să creăm un consens. Noi atunci habar n-aveam cu ce se mânca lumea, cu ce se mânca geopolitica, cu ce se mânca... Habar n-am avut, că mulți am crezut că, bun, este o emanație spontană. El însuși a spus că e o emanație spontană. Nu era nicio emanație și nu era cu siguranță spontană. Dar ceva dreptate exista în momentul ăla, în ceea ce spunea. Spunea așa: fraților, dacă vreți să mergeți înainte, dacă vrem să mergem înainte, ne trebuie un consens. Trebuie să ne grupăm un pic. Da, un consens bun, făcut pe niște cadre, pe niște dimensiuni, puteai să fii sau nu de acord cu dimensiunile alea, puteai să ceri altceva, dar era clar că în momentul respectiv eram într-o situație de maximă vulnerabilitate și singurul nostru avantaj competitiv ar fi fost existența acestui consens. Acest consens a existat într-un anumit sens în Polonia, de exemplu, în Ungaria. La noi nu a existat. Bun, arc peste timp. Vine un alt cetățean președinte. Un alt cetățean președinte care introduce polarizarea ca mod de viață. Deci dacă primul cetățean președinte discuta despre consens, colaborare, cooperare și așa mai departe, poate în mod ipocrit, nu spun, n-aș vrea să cauționez actele fostului președinte, primului nostru președinte de după 89. Ales democratic. Ales democratic, de 3 ori. De 3 ori a candidat, de 3 ori a ales populație. Bun, cetățenii. Noi. Nu eu, că n-am putut vota decât la una dintre aceste alegeri, dar cetățenii români. Dar iată că vine alt președinte și transformă ideea de consens în opusul ei, și anume o polarizare radicală. Și știți cum e? Cine seamănă vânt cu lege furtună. Noi ne uităm în 2019 și vedem o radicalizare a pozițiilor politice mergând până la utilizarea invectivei și a unor chestiuni de astea. Să eliminăm un partid, să îi scoatem, să... Da, rău. Așa. Să extirpăm rău. Și nu ne aducem aminte că cineva a venit de asta cu 2 cicluri electorale mai înainte. Nu se poate acum să spui: da, domne, derapaje democratice. Știi? L-acuzi pe actualul președinte care are derapaje democratice, când tu însuți, acum mai mulți ani, ai venit cu ideea asta a polarizării. Și, din păcate, observ asta la intelectuali, observ asta la clasa educată, genul ăsta de polarizare, și aici o să vorbesc și puțin pro-domo, a ajuns până în universități, până în elita academică. Măi, a reușit cumva PSD-ul să bage atâta ură și frustrare în conștiința publică? A reușit. Să spun sincer, atitudinea pe care eu am avut-o, o atitudine... feudală. Da, o atitudine pe care, adică ce în țară, care e în totală contradicție cu ideea de social-democrație. Știți, dacă ei s-ar fi numit altfel, da? Dacă ei se numeau Partidul Duritate și Echitate, sau se numeau, nu știu, Partidul Regiunilor, Partidul Popular, oricum s-ar fi numit. Partidul Unic. Da? Nu e mai mare discrepanța între numele partidului și atitudinea partidului decât când spui că ești social-democrat. Adică, ce înseamnă asta? Democrație și socialism. Nu, socialism înseamnă, lumea crede, înseamnă redistribuție. Dom'le, primul lucru la socialism înseamnă respect. Da, deci dacă ești socialist, nu poți să te apuci să spui că e asta, așa și asta. Respect. Îi respect și pe unii și pe alții. Și de aici pornim. Că după aceea, dar dacă nu ai respect, ce fel de socialism e asta? Nu? Când ăștia vorbesc cu tovarășe, nu? Noi zicem, domne, tovarășe, dar asta înseamnă tovarăș că ești la același nivel, adică îl pui pe om la același nivel cu tine. Da? Și plus democrație, adică democrație, puterea poporului. Deci respect pentru toată lumea din popor. Ori tu faci niște chestii de astea arogante, absurde, de neînțeles, insiști pe niște chestiuni care n-au nicio legătură cu agenda reală a populației, intri într-o bătaie cu sisteme paralele, cu... Bun, ok, eu nu spun că nu există sistemul paralel, da. Mafia paralelă, da. În același timp, argumentul se poate întoarce împotriva ta. Tu însuți ai creat o rețea de tipul ăsta. Bun, ok, să zicem că ai o problemă, vrei să o rezolvi cum să o rezolvi, dar e totuși inexplicabil modul în care insiști într-o chestiune care vezi că nu ți aduce nici susținere populară, nu ți aduce nici, nu te ajută nici să rezolvi problemele țării. Bun, și ajungem în anul 2019, în care, nu, pierzi pe toată linia. Iliescu foarte frustrat altfel de ce a ajuns PSD-ul acum, creația lui. Iliescu, săracul, o vede pe doamna cu coasa și își dă seama că vorba aceea, cum și-a dat seama și alt cetățean, coleg cu el, apropo, în această stenogramă din, cred că, 1979, 80, 81, nu mai știu exact când a fost impusă să legea marțială, cred prin 80 ceva, 79. Unul dintre cei care participă și ia cuvântul este tovarășul Ion Iliescu. Tovarășul Ion Iliescu este acolo membru și chiar spune, împreună cu Frontul Unității și Democrației Socialiste, care se numea Frontul Unității Socialiste, ia cuvântul și spune, trebuie tovarăși să ne implicăm la nu știu ce, să existe un control, asta spunea el, că trebuie să existe un control asupra acestei chestii. Bun, deci doar și Iliescu era acolo. Da? Știu că în 1987 se găsea prin librării și, mă rog, sau se vindea pe sub mână, nu mai mi-aduc bine aminte, dar exista, o cumpărat-o și ai mei, era o carte albastră despre un tratat despre ape, semnată de Ion Iliescu și se recomanda, de unde îți luai cărțile pe sub mână, Shogun și alte cele, se recomanda prin librării, luați și această carte, că scriitorul, da, s-ar putea să fie viitorul președinte al României. Eu am auzit cu ochii mei, să zicem așa, da, am auzit cu ochii mei, deci așa, am văzut după vârstă, da. Mele. Deci eram copil, ascultam Europa Liberă, cred că era în 88, deci înainte de Revoluție, și am auzit de Comitetul Salvării Naționale. Deci la Europa Liberă au zis că există un comitet și că există... Mi-aduc aminte cuvântul, pentru că după aceea când am auzit de Frontul Salvării Naționale, s-a părut... Bă, de unii știau ăia ce se întâmplă peste nu știu cât timp. Bun, astea sunt niște chestiuni pe care probabil când se vor desecritiza cu adevărat arhivele, o să le aflăm. Dacă n-au ars unele dintre ele. Ce mă interesează pe mine e mai puțin chestiunea asta, cât e situația în care s-a ajuns acum. Și o să vă dau un exemplu care mă privește direct, ca angajat și ca profesor la Universitatea din București. Noi avem alegeri de rector. Bun. A fost o campanie electorală. Cred că de când sunt eu în universitate, sunt de ceva vreme, nu cred că nu s-a atins acest nivel de polarizare și de ură în timpul unei campanii electorale. For Christ's sake, e o funcție de rector. Nu ești mai nimic. Nu conduci destine. E o funcție. Candidează 2, 3, 5 oameni. Se scotocesc tot felul de chestii, cu tare a fost omul nu știu care, cu tare a fost omul celuilalt. Cine interesează pe noi, fraților, toate aceste discuții? Noi suntem Universitatea din București. Știi, asta ce spui tu este întocmai un exemplu ca un fractal. E un fractal care îți descrie un întreg. După o campanie electorală, după toată chestiunea asta în care au fost demonizați propriu, da? Competitorii, da? Un candidat îl acuza pe alt candidat că a fost instrumentalizat ca să ia voturile și așa mai departe. Un candidat n-a vrut să vorbească cu niciunul dintre ceilalți candidați. Iară, incredibil, dar adevărat. Și o serie de corifei democrației justificau chestiunea asta. Păi numai pentru chestiunea asta oamenii ăștia n-ar mai trebui să predea științe politice în viața lor. Numai pentru chestiunea asta. Deci dacă ei ar fi făcut chestiunea asta oriunde în Occident, cred că stăteau studenții cu pancarte să spună plecați. E, nu, la noi nu se întâmplă chestiunea asta. Păi cum poți să mai predai tu democrație, drepturile omului? Cum poți să predai fundamentele unei societăți liberale? Când tu ai această concepție cum că nu este necesar să avem o dezbatere publică cu privire la soarta țării între principalii candidați la funcția supremă în stat. Bun, dacă asta este nivelul de înțelegere a 200 de ani de filozofie politică și la 50 de ani de știință politică, atunci, sigur, ne merităm soarta. La ceea ce revin și ceea ce mi se pare mie totuși inacceptabil este modul în care oamenii au ajuns să se polarizeze în cele mai mici, cum să spun eu, în cele mai mici unități ale existenței lor. Să transferi conflictul de la nivelul politic general la o înfruntare pe viață și pe moarte în interiorul unei instituții de învățământ superior, mi se pare halucinant. Nici măcar pe bani foarte mulți. Ca să fie această scuză explicație. Una dintre cele mai mari universități. În sfârșit, noi și cu Babeș-Bolyai, Universitatea din Cluj. Pe zona asta, pentru că sunt politehnicile care au universități de medicină, care sunt al profil. Totuși este inacceptabil. Și asta spune ceva. Asta îți spune că infecția nu se mai localizează numai în corpul electoral, ci și a cuprins elitele, a cuprins zona aceea care trebuia să-și păstreze, cum să vă spun eu, privirea clară, lucidă. Deci dacă noi suntem infectați de tipul ăsta de discurs și de tipul ăsta de atitudine, ce pretenții să mai avem de la populație în general? Ce pretenții să mai avem de la omul obișnuit? Probleme în instituțiile universitare știu că sunt în toată lumea și mai ales în Statele Unite și în Canada au ieșit niște chestii destul de neplăcute. Acolo e un alt tip de polarizare decât cea de la... E un alt tip de polarizare, dar este fix, basically este fix, are acest principiu de bază, nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Știu că citeam, cred, nu mai știu universitatea, bineînțeles că m-a lăsat memoria după vârstă, dar mi-aduc aminte că în urma unui scandal s-au adunat cu toți în curte, da, și domnul rector al facultății, explica ceva studenților cu degetul. Iar cineva din public, un student, i-a zis să nu mai gesticuleze cu degetul pentru că este sexist și utilizează masculinitatea toxică să rezolve această problemă. El a lăsat imediat mâna în jos, ghiși ce s-a întâmplat. Toată lumea, toți studenții au râs de el. Cumplit. Sigur, acolo s-a ajuns la un stadiu al exagerărilor care are chiar o dimensiune hilară. Oameni care își cer scuze că își fac treaba. Și sunt exemple deja prea multe ca să poată fi menționate. Dar ce vreau eu să vă spun, deja ce vreau să spun ascultătorilor, e o chestiune care, cred eu, este fundamentală. Am avut o convorbire la un moment dat cu unul dintre oamenii care erau la putere când a fost mineriada. Chiar putem să spunem că era vicepremier atunci. Și 1990. Și l-am întrebat așa. Bun, el vrea să creeze o mișcare de tineret. Și a zis, bun, vrea să creați o mișcare de tineret. Bine, cu cine? Cu studenți. Ok, nicio problemă. Mă întreb și eu o chestie. În 90, când ați chemat minerii și ați băgat pe minerii în universitate, voi nu ați gândit că noi toți aia care eram acolo vă vom urâ de moarte 100 de ani? Am spus, domnule, noi nu ne-am gândit. Eu atunci am crezut că conștiința țării zace în subteran. Zic, tot respectul pentru oamenii aia care muncesc greu, da? Nu e vina oamenilor că au venit. E vina celor care au instrumentat și au gândit și au pus în aplicare un plan. Că oamenii n-au venit de capul lor. Oamenii n-au ajuns din Petrila sau de unde erau ei, din Târgu Jiu, în buricul Bucureștiului, suindu-se într-un tren. Nu, oamenii au fost aduși, puși, li s-a explicat ce trebuie să facă și ei au făcut. Dar zic, ei ca ei, dar voi, la ce v-ați gândit? Iată că ne întoarcem acum și ce greu găsim? Noi înșine am devenit minerii din universitate. Adică e o chestiune, cred eu, e o alchimie malefică care s-a întâmplat în 30 de ani. Odată și pentru că tocmai exemplu pe care l-ai dat face dovada faptului, mă rog, sau mie mi se pare că nu a existat un lider de partid, premier, ce vrei tu, președinte și așa mai departe, care să aibă o viziune clară pe o perioadă determinată. Începem o treabă acum și mergem cu ea așa. Întotdeauna n-am văzut mai mult de botul mașinii. Și am fost luați de val cam peste tot. Aici nu-i perfect adevăr. Deci aici o să-mi ridic foarte multă lume în cap. Cetățeanul președinte a avut ideea asta. Ok. Cetățeanul președinte a avut ideea asta. A avut două idei. Cel puțin din câte zice el și disting eu din ce zice. Prima idee a fost să se creeze un larg consens național. El știa că n-avem nicio șansă. Știa cine a făcut ce a făcut, știa că nu e revoluție, că e altceva, știa unde este locul nostru într-un sistem determinat și știa foarte clar că fără un consens suntem pierduți. Și a doua chestie era o chestie economică, vrea el să facă, nu știu ce, economie socială de piață. Modelul suedez era atunci. Da, era ideea că, domne, nu, nici capitalismul ăsta așa descențat, dar nici dirijismul etatist comunist, să facem ceva așa ca în Suedia, dacă se poate. Sigur că Suedia, știți cum e, parcă poți să faci din Rahat Beach să și pocnească. Suedia n-a ajuns așa peste noapte, nu? Au trecut niște generații, un război, o neutralitate simpatică și interesantă și s-a ajuns acolo. Da, el a avut un plan. Deci pot să mărturisesc următoarea chestiune. Deci eram în liceu, cred că eram clasa 11-a, da? Deci 93, 94. Și președintele cetățean a organizat cu sub egida Academiei Române niște consultări la Snagov cu elitele țării. Și cum eu eram elev la un liceu de olimpici, printre aceste elite ale țării erau și olimpicii naționali la diverse chestii. Și am ajuns și eu acolo. Ne-am văzut, domnul Drăgănescu, cred că era președintele Academiei. Ne-am strâns așa mulți elevi de la licee, din țară, să discutăm despre planul de, adică viziunea de strategică a României. Și erau economiști, erau ingineri, erau profesori universitari, era... Ok, o chestie foarte sănătoasă, da, o încercare sănătoasă. Bun, și actualul președinte, de exemplu, a chemat mai mulți specialiști să facă pactul pe educație. Sigur că educație e un domeniu cheie, dar atunci, de exemplu, în 94 sau 95, mai țin minte exact când a făcut chestiunea asta, cred că, cred că e 95. La începutul 95. Mi s-a părut o idee interesantă. Adică, uite, domnule, oamenii politici, eu eram în liceu, am zis, domnule, uite, oamenii politici chiar vorbesc cu lumea. Cu prostimea, da. Să vedem în ce direcție să mergem cu țara asta. Mi s-a părut o chestiune de bun simț. Chiar dacă nu eram de acord cu actualul președinte, cu președintele de atunci. Eram pe poziții politice foarte diferite. Dar mi s-a părut, domnule, bă, e o chestie, uite, cheamă pe toți, vorbește cu toți, cine știe, poate iese ceva de aici. Deci a spune că un plan a existat, dar nu a putut fi pus în practică. Și aici vine problema numărul 1, care este fundamentală. Ideea este că orice plan am avea noi, există ca niște forțe subliminale, cumva, care îl dinamitează prin tot felul de adversități mai mult sau mai puțin justificate. Ori de câte ori cineva, o forță politică sau o persoană sau o mișcare dorește să creeze genul ăsta de consens, forțe centrifuge deosebit de puternice apar și îl... Dar asta e o metehnă mai veche a noastră, nu cred că... Asta e un exemplu. S-ar putea... Da, bun, noi am avut problema asta în istorie, noi cam de câte ori, de De care a fost cazul, am avut. E greu să ne punem la oaltă. Dar problema e următoarea. Puțină lume realizează chestiunea asta. Sistemul în care noi suntem nu este un sistem state-friendly. Nu este un sistem care este prietenos cu națiunile. Este un sistem gândit la altă scară. Deci, entitățile astea naționale, gen statul național și așa mai departe, ele sunt, într-un anumit sens, vehicule intermediare pentru o schemă mai complexă. Sigur, această schemă mai complexă are sincopele ei. De exemplu, acum cu președintele Trump, ea a intrat într-o perioadă de recesiune. Da? Deci viziunea asta a unui sistem global a fost puțin, atenție, foarte puțin, în ciuda lucrurilor pe care le cred unii când se uită la CNN și văd că, vai, că ne izolăm, ne nu știu ce. Bun, pe față ne izolăm, pe spate renegociem. În sfârșit, Casa Albă are o primă doamnă. Excelent. Da. E, în ciuda chestiunii astea, sistemul nu este prietenos cu genul ăsta de entități pe care le avem noi. Iar entitatea asta pe care o avem noi, statul nostru, națiunea noastră, spuneți-i cum vreți, nu prea are șanse în fața acestui sistem. Ca atare. Și atunci se întâmplă niște chestiuni logice. Pe de o parte, dacă nu ai șansă la nivel colectiv, încerci să-ți maximizezi șansa la nivel individual. Dar forța de negociere la nivel individual scade dramatic. Normal, nu mai reprezinți grup. Înțelegeți? Adică, dar asta e o tragedie, faptul că au plecat atâția români. Nu e o tragedie, să zicem, bun, ei s-au dus la o viață mai bună. Problema este că ei s-au dus la o viață mai bună negociind individual. Și orice negociere individuală, nu... Cât poți să scoți la o negociere individuală? Cu totul altceva este dacă reușești să creezi o forță de negociere mai mare. Și asta nu ține de populism, de naționalism, de orice... de chestiunile astea ideologice. E pur și simplu o realitate. Da? Una este să negociezi un contract colectiv de muncă între un sindicat de 10.000 de oameni, da? Și un angajator, stat sau privat. Și alta e să negociezi neagogul față cu angajatorul. Păi, angajatorul zice, tovarășul Gogu, ești tovarășul Vasile, ești tovarășul Nelu, ne mai înțelegem, mai vedem, vă mai sunăm, vă dăm noi un fax. E cu totul altceva. Ori, chestiunea asta nu prea a fost pricepută. Pentru că noi am dat-o în diverse. Adică ori am dat-o în forme romantice de naționalism, ori în forme demagogice de populism. Dar nu ne-am gândit niciodată serios. Amândouă foarte toxice. Amândouă foarte toxice și contraproductive. Total, și care au și stricat ceva ce era frumos la adică. Și au stricat capacitatea noastră de a acționa colectiv. A bușit conștiința lucrului bine făcut. Serios. Că ce să-mi bat eu capul, că oricum nu o să... Bun, asta e o chestiune interesantă. Asta, nu știu dacă... E o întreagă discuție aici și există un domn care, profesor psiholog, care chiar a făcut un studiu cu privire la cum sunt românii din punct de vedere al psihologiei sociale și are niște, să spun așa, rezultate foarte interesante apropo de... testate, adică sunt... Da, o statistică. Sunt studii făcute pe diverse dimensiuni ale comportamentului nostru. Dar, dincolo de chestiunea asta, e o chestiune de structură, da? Deci de arhitectură instituțională și de arhitectură în general a sistemului nostru. Deci noi nu avem nicio șansă dacă nu acționăm colectiv. Și genul ăsta de acțiune colectivă comportă niște costuri. Sunt teorii întregi care vorbesc de chestiunea asta. Deci nu e o chestiune pe care o să o discutăm așa. Deci sunt discipline academice care se ocupă numai cu chestiunea asta. Costurile astea ale agregării, da? Ca să poți să acționezi colectiv, trebuie să-i pui pe oameni la un loc și oamenii ăștia să aibă niște stimulente speciale de a menține coeziunea acestui grup. Sunt destul de mari. Mult mai ușor distrugi un grup decât construiești un grup. Asta se și vede în politică, de exemplu. Partidele astea noi, da? Vă dau exemplu USR-ul. Da? Bun. Deci un partid nou, bun. Uitați-vă ce forțe centrifuge sinistre au apărut la iveală în momentul în care ei au început să conteze. Da? Deci în momentul când au reușit să treacă de o barieră de nu știu cât la sută, mai mult sau mai puțin conjunctural, dintr-o dată fondatorul îi dat afară, vine altcineva, presiune mare, pierde alegerile, oamenii noaptea cuțitelor lungi, hai să-l dăm afară, el zice nu mă dați afară. Mai au stat și prost la casting, eu și le-a făcut castingul acolo. Mai le, le mai pleacă nu știu câte filiale, se mai ceartă cu partenerii de coaliție. O să fac o paranteză, l-au pus pe acest Barna, ok? Acest Barna a început să aibă un discurs, știi, unul pe care, culmea, l-am mai întâlnit la PSD și nu odată, și e un discurs pe care l-au popii cu babele la biserică. Foarte de sus, genul dacă eram eu președinte nu da, s-a întâmplat aici... la Caracal, vorba unui prieten, dacă era Barna președinte nu mai era Iohannis. Aici ce pot să vă spun? Aici o să fiu absolut subiectiv. Eu nu cred că mentalitatea asta de manager-antreprenor e o chestiune, un plus în politică. Exclus. S-a văzut, de fapt. Pentru că sunt logici diferite. Eu cred că a manageria o firmă e cu totul diferit de a manageria un partid. Eu cred că funcția managerului este diferită de funcția politicianului. Și aș spune că politicianul e mult mai important decât managerul. Și au pierdut simțul realității. După ce au avut un rezultat bun la europene, au... la revedere. Rezultatul bun de la europene nu li se datorează. Nu eforturile lor au condus la acest rezultat. Și... să spun așa, lipsa de satisfacție a populației cu discursul PSD-ului. Și oamenii au zis, da, nu mai gata, nu mai vrem cu ăștia. Știi, amândoi avem copii. E un beneficiu nemeritat în ultima instanță. Amândoi avem copii. Și revenim la ce voiai să spui. Amândoi avem copii. Să presupunem că trebuie să le alegem un meditator. Da? Pentru o materie. Și ai de ales între doamna Dăncilă și domnul Iohannis. Bă, nu știu ce să zic, serios nu știu ce să zic. Da, și cred că o să prefer să am un copil analfabet funcțional. Nu pot să spun cât de mult m-a dezamăgit președintele României. Nu, n-am cuvinte să vă spun acest lucru. A corupt până și ideea de tăcere. Da? Președintele României cred că a făcut un deserviciu imens României. Nu ne dăm seama acum. Pentru că suntem polarizați și nu mai gândim cu luciditate. Dar o să vedeți că pentru dezvoltarea democrației și a gândirii politice a avut o atitudine complet contraproductivă. Și nici nu cred că a câștigat alegerile, basically. Le-au pierdut alții. Și nu prima oară. Se poate spune așa. Bun, e un trend. Acești alții le tot pierd. Le tot pierd și la același nivel, adică la prezidențiale. Dar între Veorica și Iohannis, băi, grea alegere. Grea alegere. Bineînțeles. Adică e totuși halucinant. Eu m-am întrebat de ce nu se bucură feministele pentru prima doamnă prim-ministru a României de când există România și iată ar fi putut cât face să fie. Chestiunea pe care pe mine m-a făcut să-mi pun realmente întrebări cu privire la sanitatea este următoarea. Deci, în loc ca angajații corporațiilor să pună presiune pe corporații să mărească salariile, ei se bucură că li se taie salariile bugetarilor. Și o chestiune care este în logica, în raționalitatea brutală, da, de manual, este mind-blowing. Interesul tău este să negociezi cât mai bine cu angajatorul tău, să-ți maximizezi propria situație. Și atenție, aici e transideologic. Da? Când tu primești un ajutor nesperat, da? Guvernul mărește salariile lui X. În loc ca tu să zici, băi, hai să renegocim și noi. Tu zici, nu, micșorați-le salariile celorlalți. Bun, ok, înțeleg logica dacă tu, înțeleg logica asta dacă tu ești, să spun așa, artizanul sistemului. Dacă ești ministru de finanțe. Dacă ești ministru de finanțe, zici... Acolo vorbești pe calcule. Zici, băi, nu e idee bună să mărești. Acolo vorbești pe calcule. Sunt de acord. Sau dacă ai un interes la nivel de elită în macrostabilitatea țării de un anumit tip. Da? În momentul în care tu zici, domne, nu-i bine să trăiască ea mai bine decât nu știu ce. Păi, e o chestie contraproductivă. Adică tu în loc să vii să spui, hai să negociem lucrurile astea, hai să ne regândim, hai să vedem cum e mai bine așa, după aceea te plângi. După aceea totul pleci pentru un salariu mai mare în afară. Deci nu pot să pricep chestiunea asta. Ceva nu are logică, ceva nu se pupă. Păi, de ce nu încerci să creezi condițiile de a avea acest salariu aici? De ce faci? De ce nu faci chestia asta? Sigur, eu pot să dau o explicație, să zicem așa, teoretică. De ce nu se întâmplă chestia asta? Problema este că ajungem într-o situație acum în care noi suntem polarizați, da? Ne urâm de moarte unii pe alții, bugetari, pe corporatiști, pe așa... Un șef de companie publicitară publică un anunț de angajare și spune exclus cei care cred cu nu știu ce. Da, da, am văzut. Păi aș putea să te dau o judecată de MTV-zi. În mod normal. Într-un stat funcționabil. Nu. E compania ta privată. E compania ta privată. Da? Bun, ok. Deci, în compania ta privată, ești stăpânul la cine vrei. Bun, așa. Cum ar fi dacă ar fi toți așa ca tine? Cum ar fi, de exemplu, dacă eu m-am supărat pe una dintre campaniile tale care mi s-a părut de o josnicie și de o abjectitate sinistră, da? Și să spun și eu, băi, nu mai vreau să am de a face cu niciun brand susținut de compania ta. Ai văzut ce se întâmplă zilele astea la Cluj? Zilele astea la Cluj s-au făcut pe mijloacele de transport în comun grupuri de voluntari ca să țină cerșetorii afară din... Bun, asta... Dumnezeule moare. Da, sigur că da. Păi, în general știți că săracii trebuie să moară, adică săracii scris cu cap. E, frate... Da, deci, dai afară din scara Bucului sau de piedă caloriferă. Da, exact. Îi dai afară, măi, pe frigul ăla sinistru, tu îi dai afară din scara blocului. Deci mi s-a întâmplat și mie. Știu, m-am certat cu... Deci mi s-a întâmplat și mie. Autoritățile exact locale. Măi, și mi-erau milă de oameni ăștia. Sigur că oamenii ăștia sunt vai de capul lor. Sigur că oamenii ăștia sunt o problemă în sine. Strică, așa... Măi, frate, dar să n-ai inimă nici măcar așa... Și asta ne duce la problema numărul 1. Problema numărul 1 este că noi nu mai suntem o societate capabilă să aibă un proiect comun. Noi ne uităm în micile noastre spații de confort individual și ne deranjează cei care nu sunt exact la fel ca noi. Dar nu la fel ca noi. Exact la fel ca noi. Și într-un fel sau într-altul, lumea nu-și dă seama unde duce chestia asta. Noi mai știm o perioadă din istorie unde ne enervau ăia care nu erau exact la fel ca noi. Sigur că mai putem să mai săpăm un canal, nu-i nicio problemă. Mai săpăm un canal până în China. Poate săpăm așa o gaură, direct, pe dedesubtul Mării Negre. Dar să fii în 2019 și faptul că s-au organizat vigilantii, da, în Cluj. Ok. Poți să înțeleg chestia asta. Da, domnule, pe unii oameni îi deranjează cerșetorii. În metro, dacă mai ții minte că ne-au băgat metrourile la noi, băgaseră și bodyguards. Da, sunt și acum. Nu te mai lăsa să mai la... Bun. La acordeon. La acordeon. Acum vin sărbătorile, da? Bun, ok. Vin sărbătorile și mai cântă oamenii colinde. Și asta zic, ia un obscur acolo în Galileea. Un obscur în Galileea. Pă, obscurul din Galileea a făcut și el niște chestii. Câteva, nu multe. În special a venit pentru văduve, orfani și săraci. Pentru ea a venit. Și leproși. Vai de mama lor, ăștia ultimii care cerșesc. Da, 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 care ăștia, nu vai de stau mama, pe scara blocului. Exact, care n-au unde... El însuși vine și zice, băi, știți atunci că m-au născut într-o iesle. Băi, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuinile lor, eu nu am unde să pun capul. Da? Și tu vii înainte de Crăciun. Înainte de Crăciun, da? De sărbătoarea acestui cetățean, individ, personaj. Da? Și zici, te bați cu pumnul în piept, nu? Că ai făcut cozonaci, că ai făcut, mai știu eu ce ai făcut, că te-ai dus, că te-ai pregătit, că te-ai spovedit, că vorba aceea... Că ești mai bun. Că ești mai bun. De Crăciun fii mai bun, în mod la noi. Așa se cânta la metru. Deci, de Crăciun fii mai bun. Păi cum să fii mai bun când tu îl dai afară? Și zice personajul, zice, interesant, zice, foarte interesant. Zice, dacă faceți ceva celor mai mici... mie îmi faceți. E că tu îl dai afară pe el în Crăciunul lui. Dar nu-ți dai seama de asta. Ți se pare că faci ordine, că faci bine. Ți se pare că ai făcut un gest salutar. Și tu mai l-ai dat afară pe om din sărbătoarea lui. Eu, personal, aș fi de părere să abolim Crăciunul. Că nu mai înțelege despre ce e vorba. Nu, facem sărbătoarea Festivus, dacă ții minte că venise în Seinfeld. Era George Constanța, da? Și George Constanța zice, hai să facem Festivus. Hai să facem Festivus, frate. Festivalul reducerilor. Da, fii mai bun, cumpără mai mult. Să dăm la o parte chestiunile astea, cum să spun, vetuste. Astea sunt pentru babe. Tot felul de copilaj, de iesle, de ce e iesle? Cred că dacă dau la bac iesle, da, o să nebunească Dex Online. Știi că au făcut chestia asta la BAC? Nu știu dacă știi. Au blocat serverul? Nu, Dex Online s-a prins că exact în anumite ore lumea căuta nebunită anumite cuvinte. Și pentru că sunt niște nenorociți, atenție Dex Online, sunt de niște oameni răi, fără suflet, au modificat definiția din text. No, ca să vadă exact câți o să utilizeze. Doamne, Dumnezeu. Să știi că asta e o meschinerie care mă enervează. Mă enervează că încep să se, după ce avem cât un examen de ăsta pe țară, încep să se publice perlele. Băi, recunosc, unele din ele sunt cumplit de amuzante, pe de o parte. Pe de altă parte, băi, câte prostii să scriu și pe vremea noastră, ca să zic așa, când eram în școală și când nu le-a mai publicat nimeni. Să știi că am citit în Newsweek, România, un interviu cu Sergiu Moroianu. Sergiu Moroianu... am făcut același liceu, în sfârșit, și când eram eu în liceu, dirigintele meu mi-l dădea, erau The Moroianu Brothers și el era unul dintre ăia pe care noi îl în sfârșit, așa, îl uram de moarte pentru că ni se dădea exemplu, era olimpic internațional la matematică și așa mai departe. Bun, și acum omul a făcut niște doctorate prin străinătate și într-un mod paradoxal și de neînțeles pentru populație s-a întors să fie cercetător la Institutul Academiei. Și el vine cu 20 de puncte. Ce se întâmplă? Ce ar trebui să facem ca să ieșim din situația asta? Și sunt niște chestiuni de bun simț. Povestește acolo o chestie că la un moment dat, nu mai știu ce a cerut el, el are și el copii și la clasa la care era fata lui a cerut nu știu ce. Basically, adică în esență a cerut să nu se mai copieze. Să se facă o modificare, nu mai poate fi copie. Și când au aflat elevii, da, au făcut un fel de poteră, okay, să afle cine a venit cu ideea asta, pentru că ei au dreptul de a copia. Exact același lucru s-a întâmplat în China. În China, când există un gaokao, mi se pare că zice, un examen pe care dacă îl iei, ești om, dacă nu îl iei, nu ești. Și au introdus nu știu ce chestii. Ierarhie, da. Au introdus niște chestii că nu se mai putea copia. Și atunci părinții au făcut revoluție că sunt discriminați copiii lor, că nu se mai poate, că ei nu mai au dreptul de a copia. Ce spunea Sergiu aici mi s-a părut senzațional. A zis așa, dom'le, în momentul că dacă noi nu schimbăm într-o generație mentalitatea asta, și e posibil. Nu să ieșim niciodată. De furat. Și furat. Și mai spunea o chestiune. Chiar mi-a plăcut foarte mult interviul ăsta. zice, dom'le, la noi diplomele sunt un fel de hârtie, notele sunt un fel de punte. Păi nu te mai întreabă nimeni ce știi. Adică nu mai contează, nu există o legătură între ce știi, munca, și această hârtie. Sincer să fiu, acum sigur că aici chiar să mă autosabotez, nu? Eu aș desfința diplomele. Nu, dom'le, nu mai am nicio diplomă. Nu știu unde am terminat. Nu știu, domnule, unde am terminat. Să știi că parțial... Întreabă-mă ce știu. Parțial o să te contrazic. E foarte corect ce spui. Eu personal, dacă am rămas cu ceva din facultatea pe care am făcut-o, care încă mi este viu în cap, este din tonele de copiuțe pe care le-am făcut. Dar de ce? Pentru că scriam și ăsta este unul din cele mai ușoare și mai eficiente moduri de a învăța. Să scrii, pentru că reții altfel. Practic nu mai trebuia să le folosesc la examen, doar îmi verificam notițele. Silviu, eu știu trucul ăsta, că sunt profesor de multă vreme, da? Și îl practic cu studenții mei. Deci eu știu că ei nu învață decât sub stres. Problema e ce învață sub stres. Și mai e o problemă fundamentală. Noi avem niște moduri de evaluare a cunoștințelor care nu evaluează și gândirea independentă, autonomă, în raport cu aceste cunoștințe. De ce se întâmplă? Asta e meteahna sistemului de învățământ românesc. Nu numai al nostru, la chineze mai nasol. Okay. Chiar am fost la o conferință comună cu niște profesori din China, la universitate de-a lor, Universitatea Poporului în Beijing. Și unul dintre colegii noștri a prezentat, o colegă a prezentat rezultatele unei conferințe, unui proiect pe gândire critică. Și explica, bun, noțiuni de bază de gândire critică și așa mai departe. Și colegii chinezi ziceau, da, vrem și noi. Da, noi nu facem asta. Nici noi nu facem asta în România. Dar ar trebui să facem chestiunea asta. De ce ar trebui să facem chestiunea asta? Pentru că asta îți dă... Vedeți, mă întorc la problema de bază, funcția universității. Da? Deci eu sunt un universitar, un cetățean care ia bani de la voi ca să facă ceva, să vedea ceva, un produs. Să scolească niște copii. Ești dascăl. Simplu faptul că eu spun că iau bani ca să vă dau un produs dovedește faptul că n-am înțeles ce fac. Pentru că eu nu fac asta. Da? Eu îndeplinesc o altă funcție. De dascăl. Eu încerc să fac niște oameni, să ajut niște oameni, că nu-i fac eu, să ajut niște oameni să fie oameni întregi, oameni liberi, oameni capabili să-și ia destinul în mână și capabili să facă cu alți oameni. Să-și asume responsabilități, dar știu ce spui. Importante. Știi cum e? Ai stânga, ai dreapta și ai tu pe tine, cu tine însuți și care ai această devenire personală. Care ai pe de-o parte haosul, ai pe de-o parte ordinea și conștiința, da? Care mediază acest conflict în permanență. Conștiința care este realmente ultima barieră dintre ordine și haos. Și dacă eu nu am, da? Dacă eu nu am oameni capabili la mine în țară, crescuți în cultura mea, în rudimentul meu de civilizație, undeva departe, la muter natur, în brațele naturii, că nici nu mai e natură în România. Da? Cum zicea la un moment dat Eliade. Apropo, știți că se vând pe nimic toate manuscrisele lui Eliade? Nu. Da, nu avem bani în manuscrisele lui Eliade. Cel care le are, le-a scos la licitație. Am înțeles. Foarte bine, și n-are bani statul român să le cumpere. Păi nu, n-are, că statul român are alte probleme. Beculețe, avioane, el se dă cu alte jucării. Astea, prostiile astea pe care le-a scris un obscur, futilități. Un obscur care se dă la bac încă, poate nu se mai dă, că vorba aceea. Las că știi el ce a făcut în India. Vreau să revin la chestia asta, la chestiunea asta, care mie mi se pare esențială. Deci funcția asta universității. Da, bă, ok, avem universități, dăm mulți bani la universități. Mai puțin decât la avioane, mai puțin decât la cetățenii cu anumite stele pe umeri. Nu că nu se și suprapun anumite grupuri, însă funcția universității. Eu ar trebui să fac oameni care sunt capabili să se descurce, oameni capabili să înțeleagă lumea în care trăiesc, oameni capabili să-și asume niște responsabilități, oameni capabili să lupte pentru niște lucruri în care ei cred, dar nu pentru că le-am spus eu sau... Și pentru că au această conștiință. Și pentru că ei asta le dictează conștiința. Au gândit, au făcut, au judecat și au luat o decizie. Ei bine, ca eu să creez oamenii ăștia, în primul rând eu trebuie să fiu un model. Asta e o altă problemă. Adică nu poți să dai... Uite, de exemplu, cu toată nebunia asta, cu testele PISA. Da? O, testele PISA, studentul, o, sistem. Nu poți să spui sistemul când tu ești expert în educație. Ar trebui să începe așa. Eu, ca un câine turbat, în nemernicia mea de expert educație, fost ministru, actual ministru, secretar de stat, rector, șef de departament, profesor, asistent, educatoare, eu în nemernicia mea am făcut ce nu trebuia să fac și am ajuns aici. Asta ar fi prima frază. Nu! Oh, moștenirea grea. Eu când dau pe cineva cu moștenirea grea, am închis televizorul. Deci dacă cineva vine și îmi spune că greaua moștenire, nu te mai ascult. Înseamnă că ești un impostor. Și total ineficient în ceea ce urmează să faci. Ai ajuns unde ai ajuns. Am ajuns, nu pot să fac nimic pentru că greaua moștenire. Greaua moștenire. Pa, la revedere. Sigur, vreau să readuc aminte ascultătorilor noștri. Avem 5.000 de ani de greaua moștenire. 2.000 de ani, 3.000, 200. Puneți dumneavoastră limita unde doriți. Poate avem 35.000 de ani de grea moștenire. Da? De când le-am făcut felul neandertalilor. Nu se poate așa ceva. Apropo de testele PISA, că m-am făcut... Dom'le, testele PISA sunt niște instrumente de măsurare a unor chestiuni. Ele sunt făcute de Organizația de Cooperare și Dezvoltare, OECD. Ăștia vor să știe niște lucruri despre oameni. Vor să știe dacă oamenii ăștia sunt capabili să fie angajați într-un tip de economie. Da? Ele nu înseamnă nici că studenții noștri sunt într-un fel sau într-altfel. Ce-ți spun ele este dacă tu reușești să faci un anumit tip de probleme într-un anumit interval. Dar ce tip de probleme? Că asta e interesant. Aici e cel mai interesant. Tipul de probleme care transferă noțiunile teoretice în noțiuni practice. Adică, ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează nu să știe studentul cum îi chema pe cei 10.000 sau când a fost bătălia de la Salamina sau care este formula alcoolului. Da? Asta trebuie să mai știi. Pe mine mă interesează ca acel student, da? Sau acel om, sau acel elev să înțeleagă ce se întâmplă când aprinde un chibrit lângă ceva care are formula COOH. Asta mă interesează pe mine. Mă interesează ca acel student, elev, să înțeleagă ce se întâmplă când pune detergent în mașina de spălat. Mă interesează ca acel student să înțeleagă, de exemplu, ce e democrație directă. Adică ce se întâmplă dacă toată lumea s-ar apuca să voteze toate legile. Aia mă interesează pe mine. Mă interesează cine inventa chestia asta. A, ca instrument prin care eu îl fac pe el să se gândească la asta, da, îi spun, asta s-a întâmplat în Grecia antică. Asta are formula nu știu cum, se combină cu formula nu știu care. Și așa mai departe. De astea sunt instrumente. Rezultatul la care vreau eu să ajung este ca el să înțeleagă realitatea în care trăiește. Ori, a înțelege realitatea în care tu trăiești este esențial pentru toate planurile tale de viitor. Tu nu poți să faci nimic dacă nu înțelegi realitatea în care ești. Dacă tu iei, să zic... Am tot spus asta, lumea în general mi se pare că suferă de o, cum se numește, când disonanță cognitivă. De disonanță cognitivă, adică mi se pare la nivel național, sincer. Acum, toată lumea observă chestii prin propriile filtre și frustrări care nu mai au legătură cu faptul că dimineața răsare soarele și seara apune. E o problemă cu realitatea. E și o problemă cu realitatea. E o problemă cu realitatea. Realitatea nu este foarte îmbietoare în momentul ăsta. Și am două posibilități. Fie înfrunt realitatea și atunci trebuie să fiu destul de sever cu mine însumi, pentru că realitatea nu mă așteaptă cu brațele deschise. Realitatea e cum e. It is as it is. Da? Drama e că aia e. Da? Fie inventez tot felul de ficțiuni, mai mult sau mai puțin confortabile, care mă ajută să trec peste această, să spun eu, confruntare directă cu realitatea. Hai să te duc, să ținem subiectul ăsta, dar să-l observăm dintr-o altă prismă. Fii atent aici. Este această perioadă a anului, în această perioadă a anului, eu în timpul meu liber seara, stau și mă uit la foarte multe filme. Am revăzut de curând Pinocchio. Oh, da. Da. Pinocchio are o poveste foarte interesantă. Un film pentru copii. Un film pentru copii. Povestea lui Pinocchio este o marionetă, este un mincinos care este pur și simplu împins de niște forțe pe care nu le înțelege în lumea largă, unde îi se întâmplă toate nenorocirile cu putință. Dar de ce beneficiază Pinocchio? El beneficiază de un tată bun. Beneficiază de un tată care se duce în balenă, în the belly of the beast, ca să-l salveze. Și stă să moară și atunci se activează acel lucru bun în Pinocchio, îl salvează pe Geppetto, pe taică-su. Noi aici am avut, hai să zic, la nivel de conducere, aceste două figuri cumva maternale. Am avut pe Ion Iliescu, un personaj de care cred Bardu din Caracal l-a întrebat la un moment dat, sau Nașu, nu mai știu care. Domnul președinte, dar cât a stat dumneavoastră acolo la ruși, la studenți așa? Nu, dar v-ați îmbătat vreodată? Vreodată în viața dumneavoastră v-ați îmbătat? Și știi ce a răspuns președintele Iliescu? A zis, da, domne, mi s-a întâmplat odată, colegii mei mi-au făcut o glumă proastă și m-au îmbătat cu lichior de trandafiri. Ia-o pasta, înțelegi? Și l-am mai avut pe despotul luminat Băsescu. Cam astea au fost figurile materne. Nu cât din ăștia doi s-au dus în the belly of the beast să salveze copilul. Băi, n-am avut niște părinți foarte buni. Aici e o problemă. Aici e o problemă mai profundă, cred eu. Și anume dragostea. E ceva ce ne lipsește. Iată. Nu? Cumva e povestea unei marionete care ar trebui să nu aibă suflet, dar care este însuflețită de dragostea părintelui sau dragostea creatorului ei. Și nu numai de dragoste, că dacă ne gândim un pic, Pinocchio pleacă, nu este atras de lume și are o serie de peripeții și în urma peripețiilor înțelege iubirea tatălui. Înțelege ce i s-a dat de fapt, ce avea de la început. Da, dar trebuie să treacă prin... Cumva, noi n-am avut genul ăsta de părinte, pentru că, sincer, relația dintre politician și popor nu e o relație de iubire. Și, într-un anumit sens, era o viziune romantică pe care o aveam, nu? Liderul care iubește poporul și se sacrifică. Măi, în momentul în care ești cu 84%... Dar gândește-te la o chestiune. Nu știu ce să zic. Liviu Dragnea în pușcărie, da? Liviu Dragnea în pușcărie scrie o scrisoare în care zice, m-am sacrificat pentru poporul român. Acum, ce pot să zic? Într-un sens, dacă admitem că statul paralel este dușmanul poporului român, domnul Liviu Dragnea s-a sacrificat pentru poporul român. Dar nu s-a sacrificat pe gratis. Adică nu s-a sacrificat trăind cu chirie la stat. Nu s-a sacrificat mâncând salam cu soia, ca să zic așa. Nu s-a sacrificat mergând cu pancarda și... S-a sacrificat, da, in style. Da? Ok, se mai întâmplă derapaje. Mai ajungem și pe la Jilava. Nu-i nimic, dar ieșim și... coafura rezistă. Nu despre... Stăteam și mă gândeam, ăsta e genul de sacrificiu. E și un daddy, da. Da? Adică Așa și Adrian ăsta se spune că s-a sacrificat pentru România. Și da, puteam să spunem că s-a sacrificat pentru România. Domnul Adrian Severin, și el s-a sacrificat pentru România. Da, aș putea să iau doamna Raluca Turcan, s-a sacrificat pentru România. Domnul Ludovic Orman s-a sacrificat pentru România. Și sincer să vă spun, și am și eu experiență politică, și domnul Marian Vanghelie s-a sacrificat pentru România. Absolut. Orice politician se sacrifică. Și, într-adevăr, luăm din timpul nostru, nu era mai bine să stăm cu familia? Nu, iată, ne ducem în lupta politică. Care este scopul luptei politice? Binele comun. Toți ne sacrificăm, dar nu ne ducem toți în burta chitului ca să-l scoatem pe Iona de acolo sau pe Pinocchio. De ce? Pentru că, de fapt, nu este un sacrificiu. Este un risc. Am riscat și am pierdut. Așa ar fi fost cinstit să spună. Liviu Dragnea să spună adevărul. Fraților, eu am riscat și am pierdut. Adrian Stase să spună același lucru. Fraților, și am riscat și am pierdut. Poate oamenii ar înțelege mai bine cu ce se mănâncă toată politica asta. Dar dragostea asta, care ar trebui să existe, pe care nu mai găsești la nivelul, nici măcar la nivelul discursiv al politicii. Adică nu mai a ajuns supărător la urechi să auzi un politician care îi spune că mie îmi pasă de... Da? Pentru că unul ca Vadim a stricat, dar unul ca Vadim a stricat ideea asta de discurs public și cum îi zicem, de iubire de țară. A viciat-o până în măduva oaselor. E adevărat. Adică când mai auzi pe unul câte unul de ăsta, bă, mă lași. Uite, să spun o fază tare de tot. Eu îl mai ascult pe Slavoj Žižek. E bufonul absolut. Și... Da, e bufonul absolut. Bufonul absolut, da. Ca orice bufon, din când în când le nimerește. Așa, are și treaba asta cumva balcanică. Deci are golăneala în sânge. Are o golăneală pe care, cum îl cheamă, Jordan Peterson n-a prins-o. Nici nu miroase. În general, cam nimeni nu miroase. Deci, am văzut o dezbatere cu el și cu un economist de la George Mason, Tyler Cowden. Ala nici nu știa despre ce e vorba. Adică era... Nu, pur și simplu nu pricepea. Știi, e o discuție pe care am mai avut-o aici. Arată-i unui neamț sau din Germania încolo de ce trag clopotele mitică. Liniște și pace, o să te întrebe de ce l-au omorât pe câinele ăla, că nu s-o face. Și asta spune o chestie, zice, domne, eu am fost, nu, am trăit războiul în Iugoslavia, a fost la mine. Și eu vă spun ceva. Cine a făcut posibil războiul din Iugoslavia n-au fost unii, au fost poeții. Și am rămas, zice, Socrate avea dreptate, Platon avea dreptate când a dat poeții afară din cetate. Ca să întorci o realitate, în așa fel încât să transformi o abominație într-un ideal, păi îți trebuie forța poeziei. Nu? Și această forță a poeziei, cumva lumea spune, domnule, Platon era nebun. Tu spui că acolo, practic, fiecare provincie a avut cât un Vadim al ei. El spune așa, Ratko Mladic și Radovan Karadzic sunt poeți. E interesantă chestia asta. Adică e o combinație între poezie și violență. Pentru că ai nevoie de ceva care să justifice această violență. Oamenii nu... Atrocitate. Nu comit niște chestiuni de astea. Adică eu pot să mă enervez pe X și să-mi pierd cumpătul, dar ca să extermin populații, nu e suficient să fiu furios. Deci să fiu furios într-un cadru. Și cadrul ăsta ți-l dă ceva care te însuflețește, adică ceva care te scoate din tine, te duce într-o direcție. Știi, revenind la imaginea lui Geppetto, au avut acest Geppetto în ei, mergem noi și facem. Da, de aici poate și, să zicem, și rolul nefast într-un anumit sens pe care l-au avut Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor, care cumva au făcut mai mult decât să legitimeze sistemul. Uite, îmi spuneai de chestia asta cu muzica rock și cu faptul că unii dintre artiștii de dinainte de 89 aveau legături cu statul. Legături importante. E foarte interesant rolul ăsta de a legitima prin cultura înaltă sau prin cultură anumite realități. Pentru că cultura face suportabile multe lucruri. Muzica face suportabile multe lucruri. Poezia face suportabile multe lucruri. Sigur, bun, nu poți să-i acuzi pe oameni. Unii dintre ei chiar au vrut să facă viața suportabilă celorlalți pentru că au vrut să-și facă viața lor suportabilă. Dar sunt unii care au instrumentalizat acest lucru. Și eu cred că oamenii de cultură care au cauționat chestiunea de tipul ăsta, pot să dau un exemplu legat de cultul personalității. Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu nu a fost făcut de Nicolae Ceaușescu. A fost făcut de intelectuali. Cineva i-a șoptit discret că el e geniul Carpaților. Sunt niște oameni care erau academicieni, erau scriitori, care au contribuit la... Nu-i venea lui Nicolae Ceaușescu, care era un cizmar din Scornicești, nu-i veneau toate nebuniile astea că el e voivod între voivozi și mai știu eu ce. Avea sceptrul de care a râs Dali, da. Da, că, și scept, cine a dat ideea asta tâmpită cu sceptrul? Da? Eu cred că cineva a vrut să facă mișto de el totuși. Măi, mișto, dar există o limită a miștoului. Și întorcându-mă la Zizek, asta mă să mă gândesc, ce vreau să spună chestia asta cu poetul care... există o anumită responsabilitate la nivelul elitelor cu privire la direcția în care merge masa. Țara. Deci, fie ți-asumi această responsabilitate, băi, și ți-asumi. Și îți asumi că trebuie să fii un tată iubitor pentru ceilalți. Deci tu spui așa, da, ai o teorie și zici așa, există elite și există mase. Bun. Și dacă există elite și mase, elitele astea trebuie să fie un soi de aristocrație, care în grecește însemna cei aleși, cei virtuoși. Da? Și atunci, dacă noi suntem virtuoși și noi suntem elita, avem niște responsabilități față de mulțime. Deci, noi, practic, ne justificăm prin existența mulțimii. Eminescu scrie că în taină mărirea e legată de acești. Trece ăsta în faietonul de gală și se uită și vede, nu? Și zice, uite, în taină mărirea e legată de acești, adică de masele astea. Bun. Atunci, asumă-ți responsabilitatea asta. Fii responsabil în ceea ce faci, în ceea ce gândești, caută cu adevărat ceea ce este bine, nu simulacru de bine, nu simulacru binelui tău. Dacă gândești așa, dacă împarți lumea în aristocrați și non-aristocrați, dacă gândești altfel, în care te gândești, dom'le, oamenii au vocația, toți oamenii au vocația de a atinge adevărul sau de a afla binele sau de a... Bun, și eu și ultimul, nu, care n-a făcut nicio școală, da? Și baba Amanda care dă cu mopul și profesorul universitar, rectorul Harvard, au acea șansă de a... Bun, dar dacă e așa, cum să spun eu, ajută-i pe ceilalți să vină împreună să cunoască ceva de genul ăsta. În momentul în care tu, vreau să spun, pretinzând că ești de o seamă cu baba Manda, o iei și o instrumentalizezi și o duci într-un sistem în care ea de fapt nu are niciun cuvânt de spus și o transformi într-un instrument prin care tu deții controlul și puterea, dar ce s-a întâmplat în fosta Iugoslavie, nu? Noi suntem frați cu voi, duceți-vă și omorți pe aia. Nu numai sârbii au făcut chestiunea asta, au făcut toți chestiunea asta. Da, plus că adică acolo au făcut chestiunea erau asta. Și două religii care au avut toate șansele să au făcut chestiunea asta. Occidentalii au închis ochii deliberat la niște atrocități și există faimosul caz în care contingentul olandez care trebuia să apere un oraș declarat liber a lăsat forțele sârbe să comită poate unul dintre cele mai atroce acte de violență din război. Nici usturoii n-au mâncat, nici gura nu le-a mirosit. Deci e o complicitate generală. Nu e... Oamenii vor să pună vina pe X sau pe Y. Nu funcționează așa. Și de asta spun că, dintr-un anumit punct de vedere, ce mi se pare mie dureros este lipsa de responsabilitate cu care oamenii care se află în niște poziții din care ar trebui să înțeleagă mai bine realitatea sau au instrumente de acces la realitate de nivel teoretic, de nivel chiar și practic teoretic, da, sau da, oameni care au o inteligență practică extraordinară. Faptul că ei nu mai reușesc să se conecteze la un bine care să-l includă și pe celălalt, mie mi se pare că sărăcește fundamental viața noastră. Și motivul pentru care poate mulți și-au pierdut încrederea în șansele României sau șansele noastre de a merge mai departe e și legat de genul acesta de raportare. Sigur că, bun, nu e plăcut să îți dedici viața celorlalți și să te neglijezi pe tine. Da? Bun. Trebuie să existe un echilibru. Dar nici nu trebuie să pornești de la premisa că ceilalți nu contează. În momentul în care tu te gândești numai la ai tăi, în sensul strictisim al unui cerc foarte bine definit, mi-e teamă că chiar dacă tu reușești să-i convingi pe ceilalți să câștigi niște alegeri sau câștigi o poziție sau te votează lumea, rezultatul nu va fi satisfăcător nici măcar pentru tine. Și iarăși e o chestiune pe care nu pot să o înțeleg. Adică, la un moment dat, toată lumea spune, dom'le, ceva e în neregulă cu țara asta, ceva e în neregulă cu societatea asta, ceva e în neregulă cu lumea asta. Bun. Și atunci ce poți să faci? Unii spun, băi, nu poți să faci nimic. Ce ești tu? Ești un fir de grăundetă, nisip într-un ocean. Măi, eu cred că lucrurile ar trebui să fie relativ simple. Din două puncte de vedere. Se ia ca idee maximă ideea de adevăr, da? Ai această idee de adevăr. Ea este practic de două feluri. Una, onestitatea cu care tu te raportezi la lume, ceea ce trebuie să fie, bănuiesc, mai presus de orice îndoială, unul la mână, și doi la mână, să respecti niște chestii fundamentale, de pildă al lui 2 și cu 2 nu fac niciodată totuși 5, ci fac chiar 4. În momentul în care utilizezi aceste două instrumente ale adevărului, cred că lucrurile ar trebui să fie mult mai ușoare și în momentul în care ai determinarea lui Gepeto, la care tot devin, să te duci să rezolvi lucrurile ca atare. Lucrurile nu mai stau așa, oamenii nu mai sunt așa. Aici, bun, sunt multe motive pentru care noi nu suntem așa, sunt multe motive pentru care, și multe scuze și multe justificări pe care le putem aduce. Unii spun că suntem ceea ce a făcut mediul din noi, alții spun că nu, domne, noi am capitulat în fața unui mediu ostil. Eu cred că există totuși, o posibilitate de a ieși din acest cerc vicios. E o posibilitate pe care o descrie într-un anumit sens Nicolae Steinhardt. El a scris o teză de doctorat pe drept constituțional. Relația dintre drept constituțional și libertate. Și s-a publicat teza. Interesant că el tot discută despre chestia asta. Care e resortul ultim al dreptului? El zice ceva de genul curajul fizic în fața morții. Reține că în situația în care ne aflăm noi, în care martiriul e desuet, nu te mai execută nimeni, nu te mai trimite nimeni la canal, nu mai ajungi în pușcărie, nu mai poți să fii erou, nu mai poți să fii martir. Da. Te duci tu cu Dragnea la Jilava, stai 6 luni și ai că pușcărie, sunt un martir, am făcut pușcărie. Ok, bine, mulți au făcut pușcărie. Deci nici măcar nu mai ai satisfacția faptului că ai suferit. Și în condițiile astea nu mai e vorba de curajul fizic în fața morții, ci e vorba de curajul de a ieși din propria ta, prin propriul tău confort. Deci eu cred că noi ne-am abandonat unui confort al suferinței sau unui confort al neputinței. Și o să spun imediat de ce. Unul dintre colegii mei de generală, care e regizor de film, în sfârșit a ajuns la New York. Locuiește acolo, face filme acolo. Și la un moment dat ne-am întâlnit și îmi zice: băi, știi ce mi se pare? Mie mi-a spus un american chestia asta. Ce voi românii sunteți excelenți, dar nu reușiți să vă mobilizați să faceți ceva. Și m-am gândit. Zic, în bună măsură e adevărat. Dar am senzația că e ceva mai profund aici. Și anume că noi cumva pactizăm inconștient sau ne asumăm un soi de neputință. Corect. Nu vreau să intru în chestiunea cu Miorița, cu nu știu, pentru că acolo acolo nu e o neputință. Culmea, acolo nu e o neputință. Deci nu e vorba de spiritul mioritic, pentru că spiritul mioritic acolo e o subtilitate foarte interesantă, e legată de un transcendent în Miorița. Mă refer la chestiunea asta a faptului că noi poate abandonăm înainte de a merge până la capăt sau de a încerca încă un pas infinitezimal. Și cred că e un confort al neputinței în care noi ne scufundăm. Mai suntem și leneși, hai să spunem. Păi, lenea asta de unde vine? Adică, gândește-te la următorul lucru. Mulți își justifică lenea, de exemplu, prin imposibilitatea de a schimba ceva. Nu mă duc. Că oricum nu se... Că oricum nu. Ideea e că nu poți să știi... Bun, obiectiv, da, posibilitatea de a schimba un sistem sau o mentalitate tinde către zero. E acolo, limită la zero. Dar nu agregarea cantitativă e importantă. Ci voința. Și faptul că tu, făcând chestia asta, chiar dacă ea nu are un impact imediat cuantificabil, se transferă ceva totuși. Bineînțeles. Adică ideea de a-l vedea pe celălalt că depășește această limita neputinței, cred că e un mesaj deosebit de, cum să spun eu, de dătător de speranță. Și iarăși e o chestiune interesantă. Noi punem în... E ceva de genul... Noi ne proiectăm doar la scară de asta planetar. Da? Dom'le, ce pot să fac eu la nu știu care? Ce pot să fac eu la nu știu ce scală? Nimic. Deci nu fac nimic. Dar faptul că tu nu poți să faci la scală planetară, da? Nu înseamnă că tu nu poți să faci acolo unde ești tu ceva. Mai există celebru exemplu, stai la mare, da, cu fundul pe nisip, da, și tragi cu degetul o dungă în nisip. Când planeta se mai învârte încă o dată, ea nu va mai arăta la fel. Deci vezi, e chestiunea asta de... Iarăși mi se pare o chestie esențială într-un anumit sens. Faptul că noi putem să schimbăm infinitezimal lucrurile din jurul nostru din perspectiva unei, să spunem așa, lipse de sens general. Ok, toți o să murim, clar. Da? Tot ce vedem noi se va face praf. Nu o să existe piatră pe piatră îmi dai tu o unitate de timp. Asta e puțin important. E ca în discuția aia că we are all gonna die, but yes, but not today. E, până atunci noi o să trăim. Și important e ce faci în momentul ăsta. Și cred că într-un anumit sens ne lipsește luciditatea conștiinței momentului. Discursul oamenilor în general este să se facă. Nu eu, dar să se facă. Eu înțeleg pe oameni că, cum să spun, nu vreau să pun, n-aș vrea să par un om care zice, domne, de vină este A, B, C, D. Eu cred că nu mai e important, în momentul ăsta nu mai e important cine e de vină. A căzut lumina în bloc. și am așteptat jumătate de oră să-și revină și pe urmă am ieșit pe sală, era plin de babe, da? Ok, doamnele în vârstare blocului. Și am pus această întrebare, că toate se plângeau că a căzut lumina. A sunat cineva? A, nu! Păi, nu trebuia să sunați, că dacă e cu, știi, locatez aici de nu știu când, verbul ăsta care nu există. Bine, am pus eu mâna pe telefon și am sunat și s-a rezolvat problema. Dar stăteau drobul de sare și mă înjurau. Sigur, ele erau obișnuite într-un anumit fel, dar... să se facă. E o chestiune interesantă asta. Da? Măi, dacă e să faci ceva, nu? Trebuie să pornești de la o chestiune extrem de elementară. Și anume, hai să vedem dacă merge. Hai să încercăm. Încercăm ceva. Poate nu e cea mai bună idee. Infinitezimal. Ceva micuț. De astăzi nu mai pun... Bun, acum cineva o să-mi spună, sigur, dar faptul că tu faci nu știu ce nu va avea impact asupra sistemului. Altcineva o să spună, nu, eu știu ce faci. Mindfulness. Asta este o șmecherie prin care tu vrei să transferi responsabilitatea pentru disfuncționalitățile sistemului ție. Adică, vezi, Doamne, nu merge România bine, pentru că tu acolo unde ești, nu ești cu zâmbetul pe buze și nu faci tot ce trebuie să faci. Au dreptate. Da, sunt de acord. E și asta o șmecherie. E plin de încurcă lume. Este plin de încurcă lume, la orice nivel. Da, dar vreau să spun că e și asta un mod subtil de a transfera responsabilitatea. De genul, Doamne, de fapt voi românii nu vă străduiți suficient și nu știu ce. Că dacă ți-ai face treaba la nivelul tău, ar merge. Poate ar merge, poate n-ar merge. Dar problema nu e neapărat asta. Adică nu este impactul cuantificabil al acțiunii mele. Da? Problema e de mod de raportare. Adică eu m-am convins pe mine însumi după o anumită experiență că singurul mod în care poți să transferi ceva real unui alt om este prin exemplu. Deci eu așa cred. Eu cred că dacă eu vreau să schimb ceva, orice, sau să transfer ceva cuiva, singurul mod prin care pot să fac asta este prin exemplul meu. În momentul când cineva mă vede pe mine făcând ceea ce trebuie să fac, doar în acel moment persoana respectivă are o șansă să găsească în gestul meu un aliat sau o justificare pentru acea parte din ține care își dorește să facă același gest. Da? Că cineva vede că eu fac binele și își dorește binele, dar are curajul binelui, poate există o șansă să facă acel bine. Pe de altă parte, e o chestie pe care eu nu știu dacă am constatat-o eu cu vârsta sau și se întâmplă mai des acum sau se întâmplă de când lumea doar eu o observ mai bine acum. Păi, s-au mulțit oamenii care fac rău. Și a face rău este o alegere. Adică în momentul în care te-ai hotărât să faci o nefăcută, hai să dau un exemplu extrem, să te sui într-un camion, să intri într-un târg de Crăciun la Berlin. Da? Am dat un exemplu extrem. Care s-a întâmplat. Deci în momentul în care tu te-ai suit în camionul ăla, ai luat această hotărâre. Să fac rău. S-a mulțit, mă uit în jurul meu, foarte mulți oameni cu această intenție. Sau orice, să distrugă, să facă rău. Să... Eu aș zice că aici sunt două. Trebuie să distingem între două chestiuni. Pe de-o parte este, să zicem așa, accesul la, în sensul de chiar intermediat de media. Sunt tot felul de nenorociri care se întâmplă pe lumea asta și acum nenorocirile vând și bun, aflăm de tot felul de chestii. Asta e un lucru. Și noi știm, de exemplu, că există studii care îți arată că, de exemplu, dacă ai știri preponderent negative în feed-ul tău de Facebook, tinzi să-ți creezi o viziune despre lume preponderent negativă. Asta e o tehnică de manipulare și ești victima proprietarele realității. Da, așa este. Da, trecând peste chestiunea asta. Da? Deci asta e o chestiune de transfer, de transmisiune. Bun, deci poate să fie blurat, să fie viciat canalul de transmisie. Revenind la problema de ce fac oamenii rău. Adică ce se întâmplă cu răul ăsta? Ce exemplu ai dat tu? Am dat exemplu alegerii conștiente. Gândește-te că în Spania a fost condamnat acum un român care a tăiat gâtul fetiței lui de 2 ani ca să se răzune pe nevastă sa. Fetița lui. Amândoi avem copii. Bun. Hai să zicem că eu pot găsi o justificare in extremis unui Ahmed Abdullah care, distrus de bombardamentele ticăloșiei occidentale în satele lui, din așa, se suie în camion și face ce face. Da? Bun. Hai să zicem că există o logică. De obicei se găsesc vinovați. Eu, albu heterosexual, sunt de vină pentru... Bun. Dincolo de asta, da, pot să zic, da, domne, uite, ăla a făcut, sigur, e un tâmpit, e un dezaxat, e nu știu ce, dar atâta l-a dus pe el cap. Să răzbune moartea ălora din, nu știu, da, Gigistan. Da? Dar în momentul când vezi chestii de genul ăsta, ăsta e alt gen de rău. E alt gen de alegere. Și aici oamenii nu mai cred în diavol. Oamenii cred că diavolul e o invenție. Că diavolul e așa, un fel de ceva care are coarne. E nu e chiar așa. Sigur, putem discuta despre realitatea ontologică a existenței demonice. În momentul trebuie să înțeleagă că dacă nu se arată prin diverse persoane, când e singur vine personal. Da. Diavolul are o carte de Denis de Rougemont, extraordinară o carte, se numește Partea Diavolului. E scrisă în exil în timpul celui de-al doilea război mondial în Elveția. Și zice așa, dacă îl căutați pe diavol, primul loc de unde trebuie să începeți este fotolul în care locuiți. Sunteți așezat. Interesantă chestiunea asta. Noi am cam expulzat răul pentru că ne-au deranjat formele materializării lui, formele imaginare ale materializării lui. Și am zis, dom'le, n-are cum să fie unul cu bărbuțe și cu coarne, n-are cum să fie așa, n-are cum să fie așa, n-are cum să fie așa. Trebuie să fim conștienți că există o parte din noi care e atrasă către genul ăsta de... De foarte sexy. De manifestare. Foarte sexy. Da, e sexy într-o primă instanță. Acum, n-am ce să zic, și media, și cultura, și... Da. De constructivism, rock and roll. Rock and roll, cum să nu. After Christ, Devil's Come, nu? AC/DC. Sigur, cum să nu. Avem tot felul. Highway to Hell, cum îi spune... Fear of the Dark, nu? There's something very fishy going on. Bun, dar dincolo de chestiunea astea și de, bun, ideea asta luciferico-prometeică, de revoltă, de diavolul care e un personaj damnat, care a încercat libertatea. Există un gen de rău care e localizat în interiorul nostru și răul ăsta se activează. Răul ăsta e permanent acolo. Ce face diferența sunt factorii care îl pot, să spun așa, catalizatorii externi. Există un rău imposibil de eradicat din om, pentru că noi avem, să zicem așa, la un nivel general, libertatea de a alege acțiunile noastre. Liberul arbitru. Păi nu de asta suntem noi aici, de fapt, să facem în permanență aceste alegeri? Sigur că, bun, dacă pornești de la ideea că viața asta e un test pentru viața ailaltă, da, într-un fel, sigur că da. Vrem să vedem câți bani facem. Știi, pe mine mă amuză foarte mult ideea de a fi ateu, mă amuză. Am auzit de curând chiar și sintagma, sunt ateu creștin. Adică nu orice fel de ateu, ci ateu creștin. Să știi că sintagma nu e lipsită de oarecare acoperire. Știu. Cred pentru că ceea ce s-a putut construi sub creștinism. Da, exact. Sunt teologi care spun că sursa ateismului e în creștinism. De altfel, de fapt, Ei spun ceva de genul ăsta. Creștinismul are sâmburele ateismului în el însuși. Și aici ți-l dau exemplu pe preferatul meu, Zizek, care zice: noi vă dați seama ce e religia asta? Eu sunt ateu, dar ar fi să cred în ce aș crede în Hristos, pentru că Hristos este singurul Dumnezeu care se neagă pe sine. Pe cruce. Se neagă pe sine. Adică da. E o chestie senzațională, dacă stai să te gândești din punct de vedere metafizic. Ăsta e un Dumnezeu ok. Care nu zice: eu sunt tată la cine vrei, ce zic eu aia, ci zice: se îndoiește de sine însuși. O chestie senzațională. Și într-adevăr, în istoria ideilor se poate repovesti sau reconfigura pornind de la această îndoială de sine care este fecundă în cazul creștinismului, care poate să ducă mai departe, pentru că noi trebuie să depășim, noi în filozofie discutăm chestia asta, da? Cum depășești scepticismul radical. Am mai multe argumente, adică pentru scepticism, să fiu sceptic decât să nu fiu sceptic. Și cum depășesc chestiunea asta? E chestiunea esențială. Cum depășesc scepticismul cu privire la tot. Și creștinismul e un mod foarte interesant prin care se întâmplă chestiunea asta. Probabil de aici vine și fecunditatea lui extraordinară. Problema ateismului, și ateismul e de mai multe feluri, și asta e interesant. Și eu n-aș fi supărat pe atei, pentru că intuiesc că o parte din atei sunt în mod fundamental creștini, dar sunt dezamăgiți de un mod de a înțelege creștinismul pe care ei îl sesizează, cum să vă spun, instinctiv, dar nu... ca fiind în răspăr cu esența lui. Și bine, există multe feluri de ateism. Există un ateism care se bazează pe acest gen de scepticism. Dom'le, totul e ok, dar eu nu pot să cred în entități non-verificabile empiric. Și ateismul lor care vorbesc în permanență. Există un ateism care este instrumentalizat din perspectiva unui bine perceput. De exemplu, religia a dus la 1000 de războaie, creștinismul este o religie care a dus la 1000 de războaie, deci creștinismul este rău, ca urmare trebuie să combatem creștinismul. Sau, și prosteala asta, religia în general. Eterna prosteală pe care o aud, manipulează oamenii. Frățioare, dacă nu era, hai să zicem, creștinismul, ne căsăpeam între noi mult mai abitiri decât ne-am căsăpit. Bun, e o observație justă și cred că poate fi probată. Și anume că probabil că ar fi fost mai rău fără creștinism. Însă creștinismul nu poate să fie, în același timp creștinismul se supune pe sine unei autocritici destul de dramatice. Și dacă citești, de exemplu, exemplele din Sfinții Părinți, da, din Pateric, da, unul dintre lucrurile care te frapează este faptul că ei nu au certitudinea mântuirii. Extraordinar. Deci sunt oameni de ăștia care fac o asceză extraordinară, fac minuni, E clar, potrivit tuturor canoanelor, că ei o să intre în fanfară în împărăția cerului. Și ăștia îi întreabă: dom'le, ce părere ai? N-am pus capul pocăinței. N-am pus capul pocăinței. Iată, mor și n-am pus capul pocăinței. Nu m-am schimbat, sunt același vierme. Și îi spun: dom'le, nu, de fapt e o șmecherie. Nu e o șmecherie. Oamenii înțeleg o chestie foarte subtilă. Oamenii înțeleg că darul libertății este un dar care te aruncă într-un absolut incontrolabil. Nu... Aici o să intru în răspăr cu toată lumea. Credința înseamnă biruința incertitudinii printr-un tip de certitudine care nu seamănă cu certitudinile de dinaintea credinței. Ce vreau să spun este următorul lucru. Când ai spus 2 și 2 fac 4, da? Sau acest pahar este pe masă. Soarele răsare dimineața. Așa. Asta este un tip. Vreau să mai spun unul. Da. Nu există femei în trupuri de bărbați și bărbați în trupuri de femei. Există cromozomul XX și cromozomul XY. Ca să... Știi unde vrei să bagi. Când eu am genul ăsta de certitudini, da? Și ajung într-un punct în care genul ăsta de certitudini nu mai sunt suficiente. Nu toată lumea ajunge în punctul ăsta. Deci aș vrea să fiu foarte clar pentru toți cei care mă ascultă. Nu toată lumea ajunge în această criză de credință. Pentru că nu toată lumea își pune problema în mod autentic, nu autentic. Poate nu toată lumea are timp să-și pună sau... Cred că e și mai sănătos așa, să ai treabă, să ai treabă, pe bune. Treaba e foarte bună. Știi? E foarte bună. Una din descrierile din Biblie, da? Sodoma și Gomora, era că oamenii de acolo reușiseră să aducă la un nivel de dezvoltare acel oraș care le permitea să aibă foarte mult timp liber la dispoziție. Da, și de asta vreau să îi cunoască, între ghilimele, pe toți străinii. Ceea ce l-a cam supărat pe... instituțiile superioare. Da, da, cam supărat cerul puțin. Da, e un pericol ăsta. Eu recunosc lucrul ăsta. Deci e un pericol să ai un scepticism radical, adică să te pui față în față cu problema reală a credinței. Gândește-te la Tolstoi. Omul ăsta are tot. Nevastă, care susține. Scrie. Doamne, cum scrie. A inventat comunism. Doamne. Băi, deci omul e copii, tot. Am confundat. Nu contează. Și la un moment dat vine și zice, dar la ce folosesc toate chestiile astea? Băi, și intră într-o criză și praful se alege de tot. Ăsta e un om care a mers până la capăt și a merge până la capăt nu este neapărat cel mai bun lucru sau cel mai... Nu e cel mai prudent să mergi până la capăt. Băi, uite-te cum a sfârșit Nice, Doamne. Da, asta spun, nu e cel mai bine să spui problema. Dar dacă îți spui problema așa, da? Eu nu spun că e bine și nu spun că e dezirabil. Dar să zicem că ajungi în momentul în care îți spui problema așa. Dacă reușești să depășești criza certitudinii imediate, ceea ce urmează prin acest salt în absolut care e credința, nu este o certitudine de același fel ca cea de dinainte. Pentru că este ceva, ar spune unii, supra-rațional. Dar atenție, supra-rațional este același lucru cu a spune irațional, pentru că nu este rațional. Eu când zic irațional, eu mă refer la tot ceea ce nu metafizic. Este în mulțimea, să zicem, chestiunilor raționale. Acum, cum se plasează ele? Există un plan superior, un plan inferior? Unii spun, nu există planuri superioare sau inferioare. Orice ce nu poate fi așa este în partea cealaltă. Însă, ce aduce în plus acest gen de credință, certitudine? Îți aduce un alt tip de raportare. Și spuneam că Sfinții Părinți, când vorbesc despre mântuire, da, ei n-au niciodată certitudinea mântuirii. Și îi zic, chiar și în acest moment... Viața mea, oricum ar fi fost ea, chiar și că în momentul ăsta eu pot să cad. Și acest gen de scepticism, da? Cu privire la ei înșiși, atenție, nu cu privire la lume, nu cu privire la Dumnezeu, cu privire la ei înșiși, reprezintă, cred eu, cel mai înalt nivel de conștiință de sine la care au ajuns oamenii. Momentul ăla în care tu nu ai încredere în tine. Dar nu ai încredere în tine nu într-un mod patologic. Pentru că există problema ca patologie. Noi avem problema asta în modernitate nasolă. Sunt atât de panchis, nu cred în nimeni, nici măcar în mine. Deci nu la modul ăsta patologic, ci e un mod mult mai asumat. E neîncrederea în tine care rezultă din cunoașterea ta intimă. Cunoașterea ta intimă care înseamnă care într-un fel e sensul ascezei, a sta singur cu tine. Păi, câte parale fac? Eu pot să știu câte parale fac în două feluri. Ori mă expun și trăiesc o viață la limită și atunci văd câte parale fac. În afara zonei de confort. Afara zonei de confort și văd, da, dom'le, câte parale faci? Uite, atâta. Sau stau singur cu mine. Dar nu o singurătate escapistă. Ca hichecomori. Stau singur cu mine, dar eu mă joc pe calculator. Stau singur cu mine, dar eu iau substanțe. Telefon. Stau singur cu mine, dar... Pe tablet. Tic, tic, tic. Stau singur cu mine pe Facebook. Sau, exact, nu mai vorbesc că guilty as charged. Da? Să stai singur cu tine, dar într-un mod radical. Adică să stai singur doar cu tine. Asta este o chestiune pe care tot o recomandă unii psihologi. E foarte complicat de făcut, mai ales în lumea noastră. Deci eu aș spune că există un scepticism fecund. Scepticismul ăla fecund este scepticismul omului care își spune, se întreabă, oare ce am făcut eu este suficient? Nu este mulțumirea pe care o ai a gestului imediat. Știi, gândește-te la următoarea chestie, că asta îmi place foarte mult, da? Apropo de atei care cred în atei creștini. Este un tip care a venit cu o idee, filozof, Peter Singer îi zice. Asta este un personaj atât de controversat că nu ne ajunge emisiunea să discutăm despre el. Și el vine cu o chestie și zice, băi, cum pot eu să fac binele în mod efectiv? Adică, și inventează un concept, altruismul efectiv. Da? Cum pot să fac eu chestia asta? Adică, sigur că eu am o... Mă duc și dau unui cercetător unui bani sau ajut pe cineva, da? Mă duc la un cămin de bătrâni și dau niște bani. Ok. Sau îi ajut pe oameni. Și evident am o satisfacție în momentul ăla. Și zic, da, domne, uite ce bine. Stau și zic, domne, mi-am făcut. I've done my deeds. Da? E, un om care are acest scepticism cu privire la sine ar spune, dar oare am făcut eu? N-am făcut ca să-mi fac dovada faptului că sunt eu. Maximul de ce puteam să fac. Adică, sigur că am făcut bine în momentul ăla. Și asta e o chestiune foarte interesantă. Că dacă ar fi să trăiești realmente după... Adică ar fi să fii creștin cu adevărat. Da? Dincolo de toate distincțiile astea rabinice, ar trebui să-ți asumi un mod de viață care te-ar pune în răspăr radical cu lumea. Aproape imposibil să fii până la capăt. Eu cred că lucrurile ar trebui să fie pentru noi ăștia muritorii de rând, oamenii simpli, ar trebui să fie mai simpli. Avem facts and wisdom. Dacă astea două reușesc care împart două paralele, în momentul în care reușesc să se mai unească aceste două paralele, este modul ideal în care putem să facem lucrurile spre mai bine. Facts and wisdom. Și hai să o luăm puțin altfel, că ne apropiem ușor de final. Mă, suntem aici pe planeta asta, nu prea știm mare lucru, decât că suntem într-un loc, da? Care are o atmosferă care ne protejează să nu ne părlească definitiv soarele. Suntem făcuți dintr-un ADN pe care dacă ne-am pune noi să-l facem ar fi absolut imposibil, pentru că este o posibilitate de 1 la câteva miliarde ca ADN-ul ăla să se formeze, și cu toate astea ne este atât de la îndemână, hai să zicem, nouă mamiferilor și nu numai. Avem chestiile astea la îndemână, sunt facts pe care cineva le-a făcut, motoarele le-au făcut. Există vreo 50 și ceva de luni în jurul lui Saturn, recunoscute din vreo 80 și ceva. Ultima s-a făcut din, cum îi zice, Stardust în 1982, când noi eram în clasa 1. Deci se întâmplă niște chestii despre care habar nu avem nimic, dar avem facts și avem ce ne rămâne din wisdom. Facts. Când vorbim despre fapte, nu pot să nu mă gândesc la un concept care a fost de curând consacrat, ce anume fapte alternative. E cea mai mare contradicție auzită vreodată. Fapte. Faptele nu ne spun mare lucru. Faptele sunt fapte. Ele sunt acolo. Poți să fii cinstit și să spui ele sunt aici. Sau poți să spui să fii necinstit și să spui nu, astea nu sunt adevăratele fapte, sunt alte fapte în spatele lor. Wisdom, înțelepciune. Înțelepciunea e un concept foarte complex. Nu înseamnă inteligență. Nu înseamnă abilitate de. Dacă e cariera înțelept, nu mai avem avioane. Iată, da. Da. Înțelepciunea e un anumit mod de a trăi, de a te raporta la aceste fapte și de a le dă un sens. Dar sensul ăsta e o chestiune de alegere. El nu rezultă din fapte. Asta e foarte interesantă chestiunea respectivă. Ții minte în Quentin Tarantino, da? În Pulp Fiction. Bun. Și un episod în care ei doi intră să recupereze The Thing. Și sunt niște mici traficanți cu care ei interacționează și unul dintre ei iese din toaletă cu dita mai pistolul și trage, golește practic pistolul la 1,5 metru în fața lor. Niciun glonț nu-i atinge. Bun. Ei discută acest episod. Fact. It's a fact. Și Vincent Vega spune I don't know. It just happened. Celălalt spune nu. Eu am văzut. Tu dacă vrei să fii orb, n-ai decât. Și spune Did you actually think that God came down from heaven and stopped those bullets? La care nu îi se răspunde. El îi spune ai văzut? Ai fost cu mine? Ce concluzie tragi tu? Treaba ta. Mie mi se pare că asta este într-un mod așa pop culture esența libertății. Și am faptele, două persoane care sunt față în față cu același fapt. Una zice A, alta zice non-A. Și eu cred că frumusețea vieții, nu numai în sens estetic, dar și în sens moral, este dată fix de această posibilitate. Am ajuns de la Iliescu la Dumnezeu în filmul lui Tarantino. Băi, nu știu dacă ai văzut Once Upon a Time in Hollywood. Noul Tarantino. Deci, nu, că am înțeles că se ia de Bruce Lee și eu sunt fan Bruce Lee și refuz să cred deci, că cineva poate să se ia de marele Bruce Lee. O face și o face la modul mizerabil. Însă este atât de frumos descris Hollywood-ul al anilor 60 acolo. Este o capodoperă întinsă pe aproape 3 ore pentru că atât de arogant este Tarantino. Dar îl iubesc pentru filmul ăsta. Este atât de cinematografic. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc. A doua oară cred că o să ne auzim și tata și eu vreau. Trebuie să te plimbi aici mai des. Dacă nu fug până data viitoare, voi veni cu mare dragoste. La mulți ani. La mulți ani tuturor. Sărbători fericite. A fost ultima emisiune Silviu Munteanu și prietenii săi pe 2019. Pa, pa.